Azi vă invit la o plăcintă dulce, curdă și mărar, cu foi fragede și umplutură aromată cu brânză dulce, așa cum o făcea bunica atunci când era mică. O facem împreună! Să începem! Pentru foile fragede de plăcintă, frământăm făina cernută cu untul la temperatura camerei. Dacă amestecați cu mixerul, folosiți paletele spiralate, sunt cele mai bune pentru aluaturi. Adăugăm pe rând zahăr, o lingură smântână, două gălbenușuri, zeama de la o jumătate de lămâie, eventual și coajă de lămâie rasă fin și praf de copt. Când compoziția s-a omogenizat, aluatul e bine legat, dar ușor de manevrat, îl scoatem din bol. Eu lucrez pe o foaie de silicon, e mai practică, mai ales dacă aluatul se rupe ușor. Am împărțit aluatul în două. Pe suprafața înfăinată am întins cu făcălețul prima foaie cât să aibă grosime de un deget și am transferat-o în forma tapetată cu foaie de copt, de unde am întins-o exact pe dimensiunea necesară. A doua foaie am întins-o cu făcălețul pe suprafața înfăinată, i-am dat dimensiunea formei de copt din ochi, dar adevărul e că ar fi trebuit să măsor mai scrupulos ca să fie dimensiunea exactă. Am așezat a doua foaie pe o suprafață plană și am pus cele două foi la frigider cât eu mă ocup de umplutură. Pentru care ne trebuie în primul rând urdă, două ouă, două linguri griși și 5 linguri zahăr. Am mixat la oaltă toate ingredientele, timp în care să povestim puțin despre urdă. Urda este sora geamănă a ricotei italiene. E o brânză obținută prin refierberea zerului rămas după prepararea cașului. În Ardeal, urda e dulce, dar am înțeles că în alte regiuni se face urdă sărată, iar plăcintele cu urdă sunt tot sărate. Dacă la voi în regiune se face așa, vă aștept să povestim în comentarii. Diferențele locale sunt pe cât de interesante, pe atât de surprinzătoare. Cine știe ce mai aflu de la voi? Revenind la rețeta noastră, am tăiat și o legătură de mărar verde pe care l-am adăugat în umplutura de brânză, am mai adăugat și esență de vanilie plus niște coajă galbenă de lămâie rasă fin. Am scos de la frigider foile și am turnat peste foaia întinsă în forma tapetată umplutura cu brânză, nivelând-o cât mai bine. Deasupra am întins a doua foaie, aici vedem și de ce este bine să o băgăm la frigider înainte. Ținută la rece, foaia capătă suficientă consistență cât să o pot transfera rapid peste umplutură. Dacă nu era rece, cel mai probabil s-ar fi rupt și întinderea ar fi fost mult mai problematică. Un al doilea motiv pentru care țin la rece foile este că puse la cuptor de la temperatura camerei, capătă după ce sunt coapte o textură sfărâmicioasă. Am observat că de le țin la rece înainte, foile devin mai compacte, dar păstrează încă o textură foarte fragedă. Și pentru că nu am măsurat destul de atentă foaia, a trebuit să fac ajustări pe aici, pe colo, direct peste umplutură. O băgăm la cuptorul preîncins și peste 45 de minute este gata. Tot ce trebuie să facem acum e să o lăsăm să se răcească complet, inclusiv la frigider dacă se poate. A doua zi o presărăm cu zahăr pudră, o feliem și o servim cu mare plăcere. Drept să spun, nu rezist totdeauna să aștept, dar adevărul este că dacă este rece, prăjitura e mult mai gustoasă și mai aromată decât dacă o servim când e călduță. Exact așa cum o făcea bunica mea, de la care am învățat rețeta. Sper să o încercați și voi și musai vă aștept să îmi spuneți impresiile voastre. Nu uita să vă abonați și să dați click pe clopoțel pentru noutăți. Povestim de toate în comentarii. O zi minunată vă doresc în continuare. Bye, bye!